Salutare și bine ați venit la un episod de SnowRunner. Ai și pornit deja, salut. În a mea stângă. Fraților, suntem pe noul DLC și explorăm, cum ai zis că se numește harta asta, este, să vedem aici. Ceva cu Global Dawn. Map? Dawn. Factory Grounds. Așa se numește, Factory Grounds. Da, și în regiunea Dawn din Rusia, nu? Asta da, regiunea, da. N-am auzit de Dawn, dar sunt interesant. Ia uite, în sud-vestul Federației Rusie. Rusie. A, ia uite, mă, avem climat cald, fii cum îți place ție, with hot summers. A, bun așa. Bun, frate, a, uite, dacă te uiți pe hartă ce am explorat până acum, e fix golden-ul ăla de toamnă pe care îl spune, da, descrierea hărții. E fix arămiul ăla pe care îl descoperam la școală. Și acum, ca să explorăm această hartă minunată, avem două pișcariciuri de la Tatra. Exact. Vezi că pișcariș, dar uite ce cauciucuri ai pe al tău. Pișcariș, dar uite cauciucuri ce ai pe el. Te rog frumos. Ale tale sunt de off-road, ale mele sunt de mud. Dacă vrei de astea, bagă-o în magazin și schimbă-le de mud. Nu. Eu cred că mă descurc, că nu pare atât de neprietenos. Okay. Trebuie să menționăm o chestie, eu sunt cu service, adică dacă ne stricăm, eu repar și Dadu e cu partea de carburant. Dacă rămânem fără, ne ajută. Asta se numește muncă în echipă. Teamwork, baby. Băgăm aici pe apă. Avem un singur watchtower pe toată harta. Și totodată vrem să vedem cum se descurcă și pișcariciurile astea. Sincer, Dadule, eu nu am prea multă încredere. Dacă tu n-ai în ăla cu cauciucurile alea, dai-o în pișpirelul meu. Păi, cauciucurile, nu știu. Ia să-i puțin, ale mele sunt de mud. Stai puțin, vreau să-ți arăt ceva. Bagă. Te uiți la mine? Sigur. Uite-te ce iese în spatele meu. Da. E pasat sau nu e pasat? Pasat, tata, pasat! Dar după ta nu iese chiar atât de mult. Ba da, iese, cum să nu iasă? Ia uite. Stai okay. Un pic, ia stai în spate. Stai așa. Mănâncă-mi fumul. Ah, ba da, mă. Cred că au fost făcute pe bani de pasat. Ținte de nas. Acum! Mă! Păi ce vorbim? Op, la stânga. Ai încercat de la volan să vezi cum se vede? Nu. Ia încercă. It's fun. Mă, stai că am și fovul dat foarte... Vezi că avem... Eu am în dreapta, de exemplu, pe mijloc e un brud ăsta de metal și e acoperit cu o chestie de piele. Wow, cât de detaliată e. Unde, mă? Deci cum stai tu la volan în dreapta? A, păi știi că pe acolo e motorul. Deci pe acolo trece motorul, trece cardanul ăla, cadranul, cum trece. Dar nu știam că pe acolo. De fapt, da, mi-am pus o de-aia de Hawaiian, de dansează. Hai că am început bine. Nu cred că ai pățit ceva. Asta e că nu activeasem... All-wheel drive-ul, bagă-l. Yes. Gata, am plecat, că m-am simțit usturii mea în cur. Dar vezi că mă afum, deci nu ai venit ca un negru. Eu încerc să iau ușor, dar uite că din pedală... Vezi că avem un semn aici. Nu știu dacă poți să te orientezi înspre el. E ceva că trece căruță, caleașcă cu cal. Căruță cu cal pe aici. Aici în spate e un semn pe stânga. Și e un cal cu căruță în spate. A fost odată, acum nu mai ește. A, e sat în partea, probabil din cauza asta. Stai un pic, că mi se pare mie. A ție îți merge bine, nu? Da, mi merge excelent. Tu ești cumva în 4K? Nu, da, am multe pe Ultra și nu înțeleg de ce. Păi, pe Ultra. Nu, pur și simplu, le-am uitat așa. Nu, eu am decât două pe Ultra și restul pe High, nu m-am dus chiar atât de departe. Da, nu, mie mi s-au resetat, ia să vedem acum. Da, e un pic mai bine. Aveam totul pe Ultra și nu înțelegeam de ce. Jocul ăsta chiar mi se mișcă super încă de la prima accesare de acum 2 ani. Gata. Acum și mie. Uite, și ce înțeleg eu din numele hărții Factory Grounds, să înțeleg că aici sunt foarte multe fabrici. Da, terenul cu zona industrială, nu? Da, probabil o să trebuiască să punem în funcțiune câteva dintre ele. Și practic noi acum ne ducem înspre sat, că observ că sunt niște case. Da, wow. Cred că acolo e explorarea. Deci la apa asta din spate ții nu ți-a dat că se neacă motorul, că se udă? Nu, tu nu ai snorkelul sus, cred. Da, acum am... Ba...
Nu-l văd deloc snorkelul. Nu cred că l-ai în spate, în spatele cabinei ăla am eu. Nu, eu nu-l văd deloc, nu cred că l-am deloc. A, cred că nu ai deloc și ți se înfundă acolo. Păi ia să stai pe fază aici. Da. Să-mi dai un winch repede dacă... Ma. Sunt aici. Gata, mi-a dat puțin damage, dar am scăpat. Uf. Bun. Te repar oricând. Te repar oricând. Dacă vrei să înaintezi, că s-ar putea să cad dacă eu pe lângă tine. Am plecat. Am plecat, mai făceam aici niște setări pentru că n-au fost pe hype. Ai grijă. Nu face de-astea. Ai grijă că și eu era să mă duc. Tu făcut și eu la mine sau la tine? Că eu te văd pe tine pe hi. Aaaa, te-am pupat. Nu. Ce să dă de-a dura ea? Nu că face parte din gameplay, face parte din gameplay. Da? Ok. Nu, că a fost gândită, nu, așa am vrut gen să pun thumbnail. Fii atent, bag-o pe low, o să mergem pe low. Este că sunt suspendat. Poți? Cu rezervorul pe o piatră. Poți să te unciuiești? Nu mai am de ce, mă unciuiesc, sunt de un singur copac din zonă. Nu mai ai de ce? Să continuăm, mă, cum nu mai ai de ce? Ai prins-o pe asta, că eu mă jucam cu cuvintele. Gata, am scăpat. Sunt bine. Sunt bine. Mergem cuplați? Da, doar că e terenul foarte înclinat aici, nu-mi dau seama cum reușesc. Da, eu merg pe low ca să am timp de... reacție. Bine, sunt pe low, okay. Cu viteza. M-am dat și eu pe low. Dar de ce mă tragi ca la grădiniță? Zici că să fim legați. N-ai văzut când se fac expediții pe munte că se leagă lumea? Deci zici că tu ești un copil și eu sunt Sania și tu practic tragi Sania după tine. Să nu o pierzi. Hai. Bă, atâta timp cât nu cădem, suntem pe bine sus. Mamă, de la fumul ăsta încrapă calculatorul. Okay. Stai un pic să vedem pe unde trebuie să o luăm. Păi nu, cred că în stânga trebuie să o luăm. Da, în stânga pe aici. Intrăm prin sat. Bine, noi trebuia să facem stânga de acolo, de la apă. Hai să facem stânga și o luăm pe aici prin sat, prin pădure. Vrei să ne întoarcem? Nu, hai pe aici, că e mai interactiv. Așa tot. Ia stai un pic să mai sting, depășește-mă dacă poți. Încerc. Că mai am setări de făcut. Light shaft, hai să dăm pe am off. O atracție pentru... fundul mașinii tale. Tot timpul mă opresc. Da, am văzut că îți place. Nu știu de ce. Mamă, dar ce jucăușe, ce țopă e. Ai zis să te depășesc, scuze. Da, depășește-mă, da. Dacă tot merge cu pasta, tu am zis să mă comport ca atare. Ok. Padano. Uite, și aici mi-au damage, 14 mi-am luat. Eu mă așteptam să... Da, sunt eu cu asta de reparat în spate, deși 2 cu damage-ul ăla. Putem să facem stânga aici și cred că suntem mai aproape dacă facem stânga. Că în față nu prea avem unde să ieși, vezi că sunt foarte mulți copaci pe hartă. Da, hai. Și ne complicăm. Gata, am ajuns, că e mică harta, e cât? Vezi că n-o subestima că mică, dar să vezi pe urmă task-uri. Ar fi culmea, de fapt știi cum cred că e aici? Trebuie să-ți aduci din alte hărți resurse, am impresia că așa e. Ia de-ți un claxon. Mi-am dat. Nu ți se pare amuzant? Cum face? Ba da. Tam. Hop. Cred că... Dar și vehiculul în sine mi se pare amuzant cel așa. Mamă. Of, firariele de copace. Dacă am ales trase... Mamă. Bine că ești cu servisul. Cu servisul mobil. Mane, sunt first person. Tu știi ce aventurie prin first person? Am încercat și eu, da. Am geamul puțin murdar. Ia să vedem. Bă, nu. Ba da, e bine pe aici. Și următoarea... Wow, credem că trebuie să ne avântăm la stânga. Ce soare frumos! Uite! Măcar în joc să am parte de el. Stânga. Stânga. Acolo pe jos? Am văzut eu un drum. Văd că avem un drum în față. Uite, colea. Hai după tine. Hai pe aici! Hai după mine! Asta pare fi o mină veche, stricată. Mamă, te uiți fix în bote. Cred că am luat-o bine, a? Hai că putem. Parcă am mai mult curaj din first person. Nu poți să iau din pedală prea încet. Cum? Îți place mai mult din first person? Da, mai mult curaj. Din third person parcă mă arunc așa prea urât, prea... Am emoții prea mari. Din first person ești ciofi, că oricum am... Da, oricum nu văd. Mare. Pare mai puțin dramatic din first person. Nu cădea! Op, ce faci? Calmește-te! Vezi că eu rămân puțin aici, că sunt puțin obosit și... Dă-mi unciu! Hai, te iei de la sau nu?
Că dacă nu mai iau eu, dacă... Păi nu, 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 tu de mine, tu de mine, tu de mine. Nu, că mă iau de copacul ăsta, dar era ocupat de tine, cred. Gat. Okay. Mamă, ce... A, drum. Uite-mă drum în dreapta, măi! Uite-mă, drum! Mă folosesc de copac să nu mă răstorn. Op! Hai, băiatul meu, hai, da! E puternică, mă, nimicarnița. Oh, shit. Oh, shit. Ești bine? Da, da. Așa, o, ce rupe! Vreau să zic asfaltul, era mai ok pe ce apendeam la tine, pentru că e... părea mai plat de asta. Mamă, cale ferată. Cum zici tu? Păi pe calea ferată? Așa. Nu, dar așa m-a dus direcția, ce vrei? A, oricum e ruptă, văd. E... Da, e foarte mișto că în dreapta avem și trenul, vezi? Vagoanele. A, da, mă, ce m-am speriat când am văzut trenul, am găsit că vine peste noi. Bun. Da, hai să mă uit să văd pe hartă, pe unde trebuie eu să luăm. Eu cred că e injectoarele duse sau ceva. A, man, pe stânga, pe stânga e. A, uite, e un trigger aici, cred că ăsta e. Asta e, pe stânga. Easy. Vamanox! Dă-i un C. I-am dat, că asta, asta vreau să văd. Uite, bagăm două luăm și poduri. Fii atent. Trebuie să merg... O, nu ăsta tot! What? Ce? Păi în colțul stânga jos? Avem foarte mult negru. Păi cred că trebuie să descoperim noi acolo. Aoleu! Hai să mergem. Pe unde o luăm? Că mă uit pe hartă și avem drumurile întrerupte. Avem o variantă... Aia da, cu pietre, da. Avem o variantă, dacă te uiți în dreapta podului, doar că nu știu dacă facem față cu astea micuțe. A, ce boss! Mai jos de... Da, deci în dreapta podului roșu, da? Exact, da. Îi pare că e puțin uscat și putem să ne folosim, dar cred că tu cu a ta ai mai multe șanse. Eu cu a mea... Hai să încercăm amândoi, că te tractez, te repar. De aia sunt aici. Tu față. Dacă ai nevoie de combustibil, să-mi spui. Nu, stai aproape de jumătate, it's fine. Ok. Hai, urmește-mă! Dar în stânga ta, cred că chiar e o mină, eu fost în mină, dar... Tu vezi că da, e ca o groapă de gună? Ia uite-te puțin. Vezi că sunt foarte multe fiare aruncate. Pe eu... mine răusească, man. Ok. Sunt și niște afișe. Oh, shit. E... Oh, mă, am trebuit nimic. A, mă, că poți, poți, că e rocă multă. E micopa în dreapta, cu asta în stânga. E micopa. Ce o însemna? Nu știu, dar e micopa. Hai, da, mă. Hai, băiatule, că te aștept aici. Wow, ce emoție am. Deci asta e zona. Bagă-te tare. Rupete, rupete. Că mi-au damage, dacă dau tare, cred că mi-au damage de... Păi și ce dacă, dar tot îți place, dă-i tare acolo. Opa. Te repar, eu nu mai stau cu gândul la damage. E vorba că mi-au damage, nu că dau damage. Că să dau e ok, dar să... Lasă-mă că să aici te fac bine. Poți? Eu sunt pe low. Pot, pot. Trebuie doar să ai, să am răbdare, că urcă, 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 vrea. Nu vrei să te îndrepti de fund de copacul ăsta? Da. O să-i dau un low. Crezi că mai avem nevoie de el, că eu l-am doborât. Nu cred că avem. Și în regulă. Da, no, oricum era inutil. Vezi pe stânga soțică, e un pic roca mai ok. Ok, aici sunt. Îți iei damage? Da, aici puțin îmi luai. Adică de doar mine. M-avertiză. Da. Doar m-avertiză. Deci uinciuiește-te de mine de fiecare dată când ai nevoie, da? Ok, oricum te anunț înainte. O să mă uinciuiesc. Oh. Stai! Nu! Nu! Ha? Mă răstorn! Hai că te trag înapoi. Oh shit, trage-mă un pic. Nu pot, mă trage de tine. Oh shit! Oh shit! Ok. Stai să te apuc de colțul ăsta. Ia stai un pic să văd dacă pot să mă apuc eu de... Uite, uite, gata. Păi ce are, că nu se întâmplă nimic. Ești cu roata pe stâncă, nu vrei mai bine să te dobor, să cazi cu toate roțile? Păi dar nu am... Nu sunt cu roata pe stâncă, sunt în aer. Nu, mi-e apare că roata ta din... E puțin în aer, crede-mă. E în aer. M-am uitat eu din altă. Ia, mai încerc ceva. Deci nu merge, tu mă tragi acum? Încerc, da. Mamă, dar s-a blocat, mai dude. Holy shit, nu vrea deloc, dă-ți drumul, că după aia poate o pățești. Vezi că tu poți să treci pe mijloc fără mari complicații. Încerc eu pe frontală. Bă, dar e real, mă. Asta zic. Păi, singura variantă e ca tu
Deci nu știu, m-am blocat într-o parte în care nu mai am tracțiune și astfel nu pot să-i fac nimic. N-am decât să te aștept pe tine. Ce faci, mă? Ți-ai lăsat să faci... să-ți faci planul. Când dracu am ieșit, mă, într-o parte. Dar tu acum observați? Da, păi eu mă uitam în față, de urmă, ce motiv aș avea eu să eram mă uit în spate, man? Nu mai ziceam nimic, a te lăsat să-ți termin, să nu te întrerup. Păi ce motiv aș avea să mă uit în spate? Gândește-o și tu. Eram cu minte, zic, poate nu mă vede să mă certe. A, uite, putu să pornești motorul, ia cuplează-mă, cuplează-mă, poate poți să-mi faci ceva. Aha. Ia, încearcă. Ala-i, tatile, ala-i fata mea, dă-i. Poți? Da. Gata, îți dau drumul, îți dau drumul. Dăm drumul. Încerc să mă îndrept și eu. Azi că te rezolv. Îndreaptă-te tu și trage-mă de roata din spate stânga. Că sunt... Mamă, dacă m-am rămas înțepenit, nu-mi vine să cred. E atât de amuzant. Stai așa, Oleg. Mamă, cred că asta. Stai o secundă. Nu-mi da drumul. Cadă în apă. No. Rotei, blocarul, gata, stai, nu-mi da drumul. Gata, ți-am dat drumul, lasă-mă să mă întorc, să trec pe malul celălalt, te cuplez. Cu spatele? Și după aia vii și tu, nu trec cu spatele. Dar vezi că uite, aici în dreptul lasă-mă meu, pic. Pare stâncă mai mult în dreptul meu. Unde-i tu rusele din spate? Da. Mamă, dar ce alunecă pe stânca asta, mânci. A, nu cădea! Vezi că acolo e groapă! Da, nu, mă indus în bună eroare apă. Te trag puțin? Nu, încerc să mă bat cu stream-ul de apă. Nu, eu cred că poate. Op. Eu trebuie să pun frâna de mână. Vino aici, nu fugi departe, că nu mai ajung la tine după aia. Bun! Ala-i, tatăl. Dacă vin acolo la tine, o să cad în apă rău de tot. Vino aici. Să că te cuplezi și te trag rapid, bine? Hai, trage-mă. Hai, tati, dai! S-a blocat într-o stâncă. De ce Dumnezeule a luat-o cu spatele? Că nu merge așa direcția, băi! A, mi-ai dat drumul. Păi ce ai făcut? Păi ca să ies, că deja mă băgai acolo de tot. Întoarce-te! Deci dacă reușești să urci, întoarce-te că n-ai direcție bună așa. Gata. Și să pregătești să-mi dai... Să pregătești cheia de 13, că trebuie să mă repar ca motorul pe... It's fine, don't worry. A, păi n-am mai scos de acolo, ți-o spun de pe acum. Te-am mâncat în cur, nu știu ce întoarcere faci tu am așa. Pur și simplu cade. Cum tata întoarce? Prinde-mă, te rog, nu mă lăsa aici. Păi de ce îți dăduși drumul? N-am dat drumul, mi-a dat automat. Din cauza că ai căzut. Aha. Hai, ne teleportăm la amândoi. Dă-i cu recover-ul. Nu, trebuie să o facem pe asta, că e frumoasă. Hai. Otra! Există poate avem altă posibilitate. O mică problemă. Du-te tu în garaj. Sau nu? M-am dus. Mă duc eu în... Ok, te-ai dus tu în garaj. Mă bag eu în mașina ta. Du-te tu la mea și de recover. Că fiind a ta, okay. Nu pot eu să-i dau. Intră tu în garaj. Intră eu în garaj, da, gata. Și acum am intrat eu în Tatra. Stai un pic. Gata. Mi-e pare că ești tot în... Ia-o okay. Pe aia. Păi nu, de recover la asta și am sărit în ea. Nu, că-s la fel. Modific pe asta un pic, să-i pun la sus snorkelul, ca să nu mai ai problema asta. Ok, dar să o lași tot cu combustibil, că cred că avea nevoie. Da, normal. Ce frumos și că e. Roțile astea mari așa impunătoare. E cute, băgai și astea tot de-astea mari. Bun, am pus aici, facem la stânga și avem un pod pe acolo, nu știu dacă l-ai văzut. În jos? În stânga. Avem un pod acum în stânga. Da, facem în stânga și un pod în jos. Mm-hmm. Și pare că trebuie reparat, nu? Sau mi se pare? Nu știu. Hai să vedem. Mie mi-a părea că era bunicel. Ok, hai că vin acum. Mamă, ce... Asta mi se pare mai rapidă. Wow! O fi din cauza că nu mai e atât de multă greutate. Ai văzut că avem și o remorcă aici pe care trebuie să o recuperăm. Yep. Avem aici pod, bă, ne chinuiam ca proștii. Lol. Avem aici, boss, pod, ia uite. Văd că sunt niște semne de circulație puse la troll, cred că
viteza maximă ar fi de 50 de km la oră, dar noi nu prea putem să atingem pe a 50. Cred că ce a fost odată, când erau străzile bune. Dar nu te mai văd, ești departe. Am trecut podul. A, da, mă, uite, trebuie să explorăm zona. Ai văzut că avem o cabană lângă cu un pod de lemn? Wow, ce frumoasă e zona asta de sat. Am un perimetru făcut, să știi. Cu să foi. Știi tu că harta nu e atât de mică. Te aștept, hai da. Stai că... Dă-i bici. Nu prea mă descurc, patinează rău. Rupe! Gata, nu știi că mergi mai repede. Păi Toma, că nu pot să stăpânesc. Haide-le! Băgă-te! Rupe-te! Uite, sunt niște pepeni pe o masă într-o curte aici, în dreapta. Iau, te-l mă, dă-i mă, lasă-i acolo de pepeni, hai să mergem, lasă-i de mâncare, dragă de pepeni. Gândul la mâncare, face. Va, moros, la dreapta, la dreapta, fă dreapta, fă dreapta, fă dreapta. Explorăm, explorăm, dar de mâncat mai mâncăm și noi. Opa. Hai. Ala este. Ți-ai pus rozile gigant. Si, si, păi. Am, astea sunt mud tires, deci fix namol. Bă, dar cum te-ai dus? Nu ai nicio frică. Uite, mă, la fel astea. Au aceeași putere ambele. Opa. Hai. 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 Vezi că e un copac aici, l-am băgat în pământ. Hai. Mamă, dar ce sar când pe stânga, când pe dreapta sar. Vai de capul meu. Faci cu direcția stânga-dreapta, stânga-dreapta să meargă. Ia uitați-vă la volanul meu cum zboară aici. Îl forjez la maxim. De asta nu trebuie să ai force feedback-ul activat. Da, chiar că tu joci și din volan. Mi se pare foarte hardcore pe SnowRunner să te ții la el. Opa! Opa, hopa, Penelopa, îi dăm cu încetuleanu. Ce-i acolo în spate? Mi-apare o flamă verde în stânga ta. Flamă verde? Da, ca o flamă verde. Zici că ai scăpări de combustibil din... Păi știi ce? Nu. E ce? Petrolul pe care îl dau în spate, a poluat apa. Știi că așa arată? Nu. Da, da. Da, da. Păi ulei în apă? Nu așa arată. Aoleu. Da. Hai. Dă-te, uncioiește-te de mine, ca să te urci. Așa. Gata. Hai, băiatule. Rupe-i Fâșulescu. Pe low plus merge cel mai bine. Wow. Te împing puțin? Hai. Nu, că am băgat low. Ia vezi. Nu încearcă să-i ghidai pe auto și să te împingi așa puțin. Poate ai un zvuc. Am dat pe high chiar, să zboare tot nămolul. Eu știu ce să zic. Dar nu vrea. Nu vrea, nu vrea. Hai, hai, hai. Te împing, te împing, te împing. Eu încerc, da. Da. Atâta poate. Dar pe unde în Dumnezeu îl luam? Stai puțin să mă uit. Contează să ieșim. Oh, am ajuns la margine. Hai să explorăm partea stângă, că dreapta o avem explorată. Deci facem stânga. Unde e fix băltoaia. Da, acolo mă uit așa, zic stânga. Hai să facem stânga. Dar ce chestie e? Prima dată când văd asta. Dar vezi singur că... outpost și după aia restul trebuie să iei tu la pas. Vezi că drumul pe care îl luăm noi, acum nu e descoperit? Adică bunul e semnalizat pe hartă. Da. Vezi că ai aici unde ăsta de care te poți încini sau de mine? Cred că m-a dat de tine, că am dat... Dă F. Păi am băgat eu, cred că l-am băgat în pământ. Ăsta e așa legat, chiar uite. Mergem de... De ce spune? Mă duc și eu până la băie, vin mai târziu. Că mă iei direct. Dar aici să iei direcția, că altfel... Nu face de-astea! Nu e că m-am oprit. Nu tu. Al meu o luați într-o parte. Te-am atins puțin și am zis, bă, chiar observă că luai acolo puțin de colț, dar nu, că mă prisăm. Poți? Da, da. Dar de ce nu încercăm, dacă eu văd că tu ai luat-o așa, de ce nu eu? Eu am încercat alte tactici, dar... Să iau mai pe o parte, mă gândesc. Să nu o iau chiar unde ai luat-o tu. Mă încerc de copac și pare că am mai mult spor, iau-te. Easy. Hop. O să te uncești dacă vrei, să știi. Da, da, acum. Cred că o să fie nevoie. I-am dat. Păi așa mergem. Shiro Indian. Hai. Gata, tati, după tine. Bagă. Pe care parte abordă tot ce vrei să abordă? Uite, un tractor în față. Păi nu știu. Hai să luăm tractorul. Hai. Tractorul mi se pare că nu e deblocabil. Trebuie să mergem dincolo de mlaștina asta. Deci trebuie să o străbatem. Astea micuțe. Uite, am o idee. Dacă facem stânga pe calea ferată, exact, da, pe calea ferată avem o șansă.
Nu moare, dar e jucabilă. Păi, noi cam așa trebuie să jucăm viața, cu nu mare. Suntem obișnuiți. Știu că vrei să mă contrazici, dar haide. Haide. Ia uite-mă. Aoleu, chiar acum mă uit la tine. Vreau să citesc când am zis. Da, da. Există delay pe Discord. Hai că e trecubilă. Ne-am speriat degeaba. Auzi, merge și așa cu curul într-o parte? Da, sau? da. Păi așa am trecut, așa da? Am trecut. Că n-ai cum să treci. E bun. Uite un tren căzut. Nu mai facem asta. Știam cum să zice asta. Asta nu. Vezi că și noi în cealaltă direcție. Da, nu am observat. Vezi că o să ieșim la un drum odată și trebuie să facem stânga. Că ajungem într-un tunel dacă o ținem așa. Fii atent că din harta asta noi trebuie să facem o ieșire undeva. Harta asta trebuie să ducă la o ieșire. Așa că facem dreapta ca să explorăm tot colțul, că s-ar putea să găsim ieșirea spre cealaltă hartă. Păi văd că sunt două tunele aici, nu prin tunelele astea s-ar ieși? Ăla e tunel de... Păi da, e tunel de tren, man. Da, dar mai unul în dreapta. E un tunel de stradă în dreapta, ăla mai cred, mare. Ăla cred că duce pe cealaltă hartă, ăla, man. Și e și cu semn de circulație, e cu un stop acolo. Atunci ce faci, ești bine? Da, nu pot să încalec cina. Uite, mă arunc într-o parte. Gata, hai! Îți mai scundă. Și dreapta, gata, uite, vezi? Și acolo e un drum. Ăla e, ăla trebuie să ne ducă pe cealaltă hartă. Sper că nu te uiți la mine, nu? Nu, eu s-o ocupa să mă duc tot în față. Am o metodă mai ciudată de a aborda. Am văzut, da, că vrei să nu fie ușor. Încerc, fugi la tunel. Păi cum să plec fără tine? Trebuie să mergem pe cealaltă hartă. Ia, hai să mergem să vedem ce e acolo. Gata, merge. Merge! Bă, nu! Amândoi am ieșit în același timp. Ia uite-ne. Ăla e tatile. Ia uite-ne. Ăla e travel, baby. Vrei să mergem Antonovski acolo? Antonovski Nature Reserve. Da, uite ce frumos e! Văd, apare mai puțin amul. Uite și un sat în mijloc acolo. Uite ce case ciudate cu turnuri. Bro, e prea frumos. E prea frumos aici. Ne-a dat lângă o fermă, man. Ne-a dat lângă o fermă. Ce tare. Ferma în dreapta. Completă cu balos, cu astea. Dar vezi că nici aici n-avem turnul. Ba da, avem unul singur și aici. Da, pe ăsta-l facem, fraților, data viitoare. O să poposim aici în fermă să ne tragem și noi sufletelul. Ia uite, e balotul cât mașina. Alol, sunt pe răzoare. Nu intra pe aici, că e dificil. Băi, bă, că a intrat la un curte. Uite acolo. Băi, e un tractor super mega vechi acolo. Cred că sunt foarte multe detalii și în sus, dacă te uiți pe... Vezi și în sus niște baloți, niște case. Văd un cort în vârf de tot. Da, lol. Super. Dacă îi fac testul, cum fac aia de la fabrica Mercedes. Verific suspensiile. Ala este. Vă descoperim și pe asta data viitoare, nu? Da, pe asta o explorăm data viitoare. Până atunci, v-am salutat, o zi frumoasă să aveți. Pa!